Ne-am urcat în avion de Mongolia. Sper să mai întâmple nimic, ca să mai aveți o... Pe aici, încolo, ce mai putea să fie. Lăsă la niciodată nu știm. Să portăm măști. În Mongolia se poartă măști în spații publice. Sper să ne pună și în avion. Pe expresia, nimeni nu-i perfect. Nimeni nu-i perfect, da. Ne-au adus și meniul. Ia să vedem, mozzarella sau vine de. După aia chifteluțe sau creveți sau rigatoni, prânzică, mango nougat mouse. Primim înainte să decolăm salată de fructe. Not bad. Avem pe tot parcursul zborului Wi-Fi. Putem să dăm SMS-uri. Avem tot ce ne trebuie. Mi-a dus o trusă de asta de cosmetice. Ne spălăm pe dinți. Ia să văd ce e aici. O să deschide fermoara. Asta e. Ce? Periuță. Periuță de dinți. Pastă de dinți. Pastă. Ochelari de dormit. Ochelari de dormit și ciorap, cred că. Da. Da, ca de obicei, da. Frumos din partea lor. Dopuri de urechi. Dopuri de urechi. Ceva cremă aici, nu mă pricep. Body lotion. Body lotion? Da. Să ne dăm pe body cu ea, nu? Dacă ne exfoliem cumva. Balsam de buze. Eu cred că fac ăsta pat, că se face pat complet și bag un somn. Că o să ajungem acolo după 8 ore, la noi o să fie 2 noapte, la ei 7 dimineața. Și o să vin ca în Chiauni. Am ajuns în sfârșit pe aeroport la Ulaanbaatar. Așteptăm bagajele. Alarma asta se aude de la bagaje când începe o bandă să se miște. Cred că e bombardament prima oară. Suntem obosiți puțin, aici e 7 dimineața, la noi 2 noapte. Avem puține emoții cu bagajele, sper să ajungă și să fie totul bine. Că dacă n-au ajuns bagajele, e groasă rău. Ne îmbrăcăm în port mongol autentic. Am trecut și de bagaje, a venit bagajele, tot ok. Ne aștepta ghidul și șoferul, asta va fi mașinuța noastră cu care vom călători prin Mongolia. And there were like so many people also. Și să speră că totul va fi bine. 3000. Am plecat de la aeroport, mergem spre hotel. Avem 50 de kilometri de făcut. Aia înseamnă cam o oră. Suntem pe autostradă. O să vă arăt imediat și autostrada. Arată foarte bine. În jur peisaj ca în Mongolia. Deja văd o grămadă de cai păscând pe aici. Verdeață multă, dealuri. Chiar am intrat în atmosfera englezească. How do you say hello in your language? Bună ziua. That's the formal. Salut sau day. Salut and salut. Salut. Ghidul nostru foarte simpatic, șoferul. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. With the Kazakhstan, all these stars, even Turkey, we share the same name. Your origins are common. Altaic. Yes. Autostrada foarte bună. Yeah, exactly. So the airport we just came in was the our new airport. Just occupied this year actually. And we've been under COVID-19. Peisaj mongol. The airport and then the pandemic hit. Au fost sute de cai și pe stânga și pe dreapta. And this is also freshly built our first highway. Yeah. Yes. And in Mongolia, the roads are, you know, mostly corturile mongoleze. Look on the side to your right,
these are the roads we're gonna be driving on some other occasions. Just wonderful. Yeah, especially to the Gobi. We're gonna be driving to the national park today, and then tomorrow we're going to the west. The older capital city, which is basically nothing, just you know, local little families, and there's a in our west of pronunciation is Karakorum, Harkorum. The real Mongolian pronunciation is internationally it's Gabe in all this atmosphere. Yeah. Nose lifts up, maybe gets They depicted the Mongols with Turks. Uh-huh. So it's not logical. How long is this highway? The whole of it. No. Sometimes it happens, you know, never you can tell. You know, there can be drunk guys having fun or whatever, and looking for trouble or anything. It's always good to be careful. Yeah, obviously. Yeah. But there's nothing like serious gangs or crimes or things around here. No gangs, no. There's not very official gangs. Am intrat în oraș, în Ulan Bator. Clădiri moderne. După cum ne spune Dimca, în partea dreaptă ar trebui să vedem stadionul lor național. You can see the tower only. And it's behind these trees. So you can already see. În spatele blocurilor ar trebui să fie stadionul național unde au fost olimpiadele care le-am ratat noi. Nadam. Aici tehnic suntem la periferia Ulan Batorului. Oraș care și-a luat numele destul de târziu numele actual. Ulan Bator înseamnă în limba română erou roșu, pentru că este dedicat una dintre personalitățile mongole, să rog pe el să răspundă numele ca să nu ducă multe varză. Personalitățile care le-au obținut independența, dar au fost toate apropiate de sovietici și sub inspirație sovietică s-a dat numele de Ulan Bator. The bridge we just drove over is the Peace Bridge. That was the only bridge that were connected from the northern part of the city to the southern part of the city. Podul peste care am trecut se cheamă Podul Păcii și este singura legătură între partea de nord și partea de sud a orașului. From the Soviet time. Toate astea din perioada sovietică. Cum l-a spus el mai devreme puțin, Ulan Batorul se află într-o vale muntoasă, este înconjurat de ceea ce consideră a fi patru munți care îl flanchează și care se considerează totodată ca având propriul lor spirit, fiecare dintre ei, o credință destul de răspândită în Mongolia, fiind șamanismul și fiind apropiați de spiritele elementelor, pământ, aer, apă. But recently we luckily I got a full investment from Japan to build another bridge, and there is also another bridge on the left side and the right side. So de curând au primit fonduri din partea Japoniei pentru a construi poduri, a construi noi poduri și în felul ăsta traficul s-a îmbunătățit. Tot așa ne spunea că, dat fiind că mulți din locuitorii de aici nu sunt sedentari de foarte multă vreme, le e destul de greu să se adapteze la traficul din oraș și de asta nu merge grozav de bine în multe ocazii. Am ajuns la hotel, Shangri-La se numește, e singurul hotel de 5 stele din Ulan Bator. Shangri-La Hotel Ulan Bator. Am intrat în hotel, e foarte frumos, ne-am făcut check-in-ul. Mergem în cameră, facem un duș, ne schimbăm și... La prima impresie vorbesc engleză mai bine decât în Istanbul. Ah, clar. Cel puțin cei cu care ne-am întâlnit până acum. De tot așa, la lumea primită, păi, încă e pandemie, Mongolia e o țară scumpă, nu e așa de turistic, adică nu... Vede pe alți
sunt alte condiții și alt potențial. Exact. La etajul 9 mergem. Cum se numește Parcul Național? Unde mergem? La ora asta, să vă spun cinstit, nu mai țin minte exact cum se cheamă. Cred că trebuie cardul pus. Gorki Teleci. Gorki Teleci se cheamă. Aha. Se vedem și camera de hotel. Aici presupun că e baia. Foarte spațioasă și cu cadă de duș și cu cabină. Și îmi place foarte mult sistemul ăsta de stat jos. Arată foarte bine. Foarte elegant. O altă băncuță aici. Dulap de pus haine, fier de călcat, halate de baie. Alt dulap aici. Seif. Un pat mare dublu. Foarte elegant. Shangri-La e o rețea internațională foarte bună de hoteluri, hotelieră. În jumătate de oră ne întâlnim cu ghidul și mergem la Parc Național, dar nu știu cum se numește, o să vedem pe parcurs și o să facem un vlog de acolo. Ăsta e doar vlogul de călătorie de la Istanbul la Ulaanbaatar. Vă doresc o zi bună, Doamne ajută, să ne vedem cu bine!